Ușa zi de voastră. Bună seara. Doamna Leona, dumneavoastră? Da. Da, o să vă rugăm frumos să vă apropiați lângă noi. Sala mare, rugăminte. Poet. Zi ușit. Hai, vă rog, nu filmați. Compania surpriză la ușa ta v-a adus o surpriză pentru dumneavoastră cu ocazia zilei de naștere. Da? Și o să vă pun întrebarea, da? Să ne spuneți de la cine este surpriza. Numai de la băieți și de la noră. Sergiu, Marina și Artur. Altcineva nu cred. Așa? Păi pot să vă spun din start că este de la o persoană care nu v-ați așteptat, da? N-am găsit-o, da? Nu este corect. Deci eu o să vă dau orhideea, dar după cum înțeles este culoarea mea da, preferată. Da, da. Așa. Da, frumos. Așa. Mulțumesc frumos. Da, asta e culoarea mea, culoarea mea preferată. Și aici mai avem un cadou foarte frumos. Wow. Eu am gândit că e de la dânsii. La cună, nire, cună, nire, asta e de la... Nu, da? Dent și tot, da? Da? Așa. Eu am tăcut. Așa. Și eu am un mesaj de felicitare, care este scris special pentru dumneavoastră. Și uitați-vă din aceste rânduri care sunt scrise, cred că aflăm de la cine este felicitarea, da? Doamne! Să ascultăm mesajul. Cele mai sincere felicitări în această zi frumoasă. Să ninca încet cu fulgi de fericire, să fie visele un zbor de împlinire. Povara vieții, fie un car cu sănătate, să fie sufletul scăldat de bunătate. Să aveți oricând în drum un soare zâmbitor, alături chipul dragi și un înger păzitor. Sunteți femeia care ați crescut copii frumoși ca această floare. Iar pentru acest lucru vă sunt recunoscătoare. Ați adus pe lume băiatul cel mai mare, care i-ați dat așa un nume frumos, Artur. Ați avut răbdare să-l învățați și să-l ghidați în viață, astfel încât să ajungă bărbatul care este astăzi. Vă iubesc mult și vă mulțumesc din suflet pentru toate sfaturile și toate îndrumările. Vă îmbrățișez și urez sincer la mulți ani. Corina, la Italia. Deci vă dați seama de la cine este surpriză, da? Da, da. Ia, mă. La această surpriză, da, se alătură și părinții Corinei, da? Părinții. Și sigur o să vă lași pe dumneavoastră să transmiteți, da? Salutări. Oi, da. Și un mesaj frumos. N-am văzut. M-am lăsat la snouă aici. Să fiu sinceră, nu m-am așteptat nici ca acum, că în străin e greu și e foarte greu. Eu știu că el de mult e dus și acolo nu te așteaptă nimic cu brațele deschise. Și vreau să-i spun că îi mulțumesc enorm, cu toate că nu m-am așteptat. Doamne, am emoții. Îi mulțumesc enorm și ei și părinților, ei, fetei și toate cele bune, surpriza e enormă. Mulțumesc la cer, pe la pământ. Mulțumesc frumos. Un gest frumos pentru dumneavoastră, doamna Leona, și din partea noastră, un sincer, la mulți ani. Sănătate și să aveți respectul copiilor. Mulțumesc frumos. Nu m-am așteptat. Nu știu.